Tot județul Botoșani ar trebui să protesteze, să facă lanț uman și să iasă în stradă. Eu am mai dat exemplu, am făcut o comparație între drumul de la Vorona, unde se protestează, dar unde există trafic, chiar unul foarte intens, și drumul tot județean între Vorona și Oneaga, unde nici măcar nu există trafic pentru că nu se poate trece pe acolo. Pot să dau nenumărate exemple.